măcar prin faptul că nu l-ați atacat în campanie sau ați recomandat electoratului noastră să-l voteze. Nu știm în ce măsură s-a întâmplat acest lucru. Rămâne să aflăm datele. Pe de altă parte, Traian Băsescu acum este prins imediat după victorie în mijlocul unui scandal cu o jurnalistă de la Antena 1, fapt incriminat în cele din urmă de multe organizații de presă de aici, din țară și din afară. Domnul... Mi se pare normal ce a făcut, că i-a luat telefonul și că... Nu. Faptul că i-a luat telefonul nu are nicio scuză. Dacă vrem să-i găsim o scuză numai așa, dacă îl dăm simpatie, putem să-i găsim o scuză că era de la Antena 1 și la câte i-a făcut Dan Voiculescu și probabil omul după atâta campanie și după atâta stres, probabil a, să zicem, a refulat în acest gest care nu poate găsi scuze. Dar faptul că a făcut o țigancă împuțită și a făcut o mașină cu nevasta lui, adică e o discuție privată, nu are nicio legătură. Eu pot să vorbesc cu nevasta mea ce vreau în mașină. Care e problema? Bine, nu i-a zis în față, într-adevăr. Lumea a vorbit cu nevasta lui, în mașină. Putea să vorbească orice. Totuși, faptul că gândește așa nu e normal. E normal să gândești așa despre un om? Da, dumneavoastră, ce credeți? Că președintele nu este tot om? Ba este, da. De ce să-i spună țigancă împuțită? Să-i spună? De ce să-i spună? Hai să spun eu ce am pățit eu cu asta. Vrei să-i spun ce am pățit eu cu asta? Când era scandalul cu... Exact cu asta, cu jurnalista asta, care... Țiganca asta, între ghilimele. Între ghilimele, cum i-a spus. Că nu, cum i-a spus președintele? O cheamă Ana. Ana asta. Îmi vine la mine la palat. Aveam scandalul cu... Nu, dacă îi spune țiganca, mă nu, nu îi spun, domnule, țigan. Cum se spune? I-a spus între ghilimele, cum i-a spus președintele. Nu, Ana. Așa. Sau cum o cheamă? Jurnalista asta. Și vine la mine, aveam scandalul cu Chiriman. Cu bordura? Da, domnule, cu alea. Și vine la mine, la aparat. Zic, bă, fetițo, zice, lumea că-s de la Antena 1, vă rog frumos, domnul Becali, știți că eu ce vin am, eu sunt jurnalist și dacă nu mă dau afară de la Antena 1, dacă nu iau, fac un reportaj cu dumneavoastră, cu astea, cu astea. Păi zic, mi-a părut rău de ea așa. Zic, bă, fetițo, uite care e treaba. Zic, uite, dacă vrei vină, zic că eu nu prea vorbesc cu Antena 1 pentru că o televiziune prostituată, după părerea mea. Dar pentru că m-a impresionat că a spus că își pierde serviciu și zic, mă, fac un gest pentru tine ca să nu-ți pierzi serviciu și îți dau ție ce să vorbești, vorbim ceva ce vrei tu ca să faci un reportaj. Ce vrei ca să faci un reportaj? Ca să nu te dea afară de la Antena 1. Adică eu am făcut un gest umanitar, adică un gest de omenie. Și a zis, domnul Becali, dar nu vreți totuși să veniți afară, să-mi arătați la bordurile cum, la poarta acolo, cum ați făcut? Hai, vă rog eu, dacă tot ați făcut gestul ăsta și am primit-o la palat, a stat, am luat cafea să bea cu tare, nu știu ce. Adică m-a impresionat că a zis, bă, ce vine am eu, domnul Becali, că îmi pierd serviciu și am și un salariu bun acolo, mă luat cu vrăjeală de asta. Bine, mă, fetițo, eu fiind un om sensibil, am primit, hai, ce mai vrei să mai... Hai puțin pe afară cu tare, nu știu ce, să-mi arătați la borduri unde, cum, ce fel. Bine, mă, hai să ieși, că eu nu fac așa, regizor, nu fac. Dar am făcut o excepție pentru ea, că m-a impresionat, așa cum m-a luat cu vrăjeala care m-a luat. Ies afară... Doar vrăjeala, cum ziceți dumneavoastră, v-a impresionat, sau? Da, domnule, da, vrăjeala care m-a luat cu... Așa. Eu aș vreau frumusețea naibii. A, domnule, ce mai... Și... Bine... Ies pe afară, pe acolo, îi arăt cu tare, nu știu ce, ta-ta-ta, vorbesc cu ea mai multe lucruri. Adică la un moment dat, adică ea nu m-a filmat tot timpul. Vorbeam, discutam cu tare, nu știu ce. Și i-am spus eu mai multe lucruri. Adică am vorbit și mai liber. Cum dacă sunt cu dumneata și în timpul, am vorbit mai liber. Deci fac gestul. Pă la ora 6, mă sună ea, domnul Becali, sunt cu tare, nu știu cum mă cheam pe aia, că nu mă țin minte. Da, de la Antena 1, zice, fata care am furat dumneavoastră. Da, mă, fetițo. Zice, știți, zice, deontologic este că trebuie să vă anunț. Ce să mă anunț? Știți că ați fost înregistrat cu camera ascunsă. Ia mie. Cum adică? Păi ai fost la mine în casă, te-am primit la mine în casă, ți-am dat cafea să bei, te-am omenit, nu primeam de la Antena 1 pe nimeni, nici pe altul cineva, să-ți fac reportaj, să nu te dea afară. M-a impresionat că ai zis că dea afară și tu m-ai înregistrat pe mine cu camera ascunsă? Dar ce înregistrați? Ia! Dar ce înregistrați? Tot ce vorbise mea pe acolo. Și mai știu ce vorbise mea pe acolo. Și ce da, zice, dar eu trebuie să vă anunț că deontologic așa e. Bă, dar vrei tu deontologic? I-am spus eu deontologic ce să-mi fac. Ce nu vrei să-mi faci mie deontologic altceva tu mie?
și mai dă-te în morții mătii și poți să mă înregistrezi și să mă dai pe antena 1 aia ta cât vrei tu și îți dai seama câte înjurături am dat dacă tu vii la mine în casă. Eu îți dau cafea, te omenesc și mă sensibilizez. Sunt om cu tine și tu îmi spui tu mie că tu mă înregistrai pe mine cu camera ascunsă. Și ce mi-ai făcut dacă m-ai înregistrat? Ia dă-mă tu cu camera ascunsă, ia o camera acum și vină și nu mai o ascunde camera. Și înregistrează-mă pe față, care-i problemă? La mine în casă tu mă înregistrezi cu camera ascunsă. După ce eu te omenesc cu cafea. Păi îți dui seama ce caracter murdar are fetița asta? Dai seama câte înjurături am dat eu când am auzit că ea mă înregistrează pe mine cu camera ascunsă la mine în casă. Probabil că păi asta e caracterul lui fata aia, dacă asta puțin, mi-a făcut ea mie. Puțin. Dacă jurnaliștii uneori n-ar apela la astfel de mijloace, multe situații grave n-are și la iveală. Nu știu în aceste situații ce s-a întâmplat. Deci nu mă pronunț. Domnul Ionescu, stai domne puțin așa, domn. Ce situație? Vin la mine în casă, te primez la masă, îți dau cafea să stai cu mine la birou. Și tu mă apelezi, mă filmezi cu mine, cu oamenii ascunși. Ai intrat ceva pe post? Cum sunteți oameni? Ai intrat pe post ceva? Ea mi-a spus că am fost înregistrat cu camera ascunsă și o să fiu dat la de la urmă. A ieșit ceva pe post? Și... Nu știu, că nu... Păi dacă eu am înjuratul și îți dă tot, du-te mult, tot ce vrei tu, care e problema? Toate să le dai. Și vină și mai repet ce am spus și cu camera pe față. Care e problema? Ce? Camera ascunsă îți trebuie pentru mine. Pe mie, îți trebuie camera ascunsă mie? Nu înregistrează, mă, tot ce fac eu toată ziua și te las să mă înregistrez. Ce am nevoie de camera ascunsă? Să știți că există... Bine, am înțeles, există un gen jurnalistic. Sunt mulți ziariști. Anchete mari de tot s-au făcut cu camera ascunsă. A fost situația. Domnule, deontologic, de neontologic. Domnule, trebuie să avem omenie, nu la mine în casă. Mă înregistrează într-un spațiu public cu camera ascunsă, ce vrei tu? Că sunt persoană publică, mi-am asumat riscul. Dar nu la mine în casă, după ce îți dau cafea să bei. Care e ontologia asta, domnule, că nu mai înțeleg. Nu mai avem pic de Dumnezeu, pic de bun simț, de omenie. Noi în casă, la mine, îți dau cafea și tu pui camera ascunsă, mă înregistrezi pe mine. Nu mai înțeleg asta, domnule, ale voastre, ideea asta ale voastre. Dar a spus ceva grav atunci? A ieșit ceva pe post după asta? Păi eu știu ce am spus. L-au dat pe post, asta vă întreb. Ce ați vorbit cu ea acolo la palat? Păi așa a spus că o să dea, eu știu dacă a dat. Păi ce stau să urmăresc antena 1 că nu mă uit deloc la televiziune postituată. Cum bă, antena 4? Nu mai ce televiziune postituată. Să știți că sunt și oameni. Asta este părerea mea. Care lucrează acolo. Asta este părerea mea. Oamenii acolo deja s-au prostituat. Părerea mea că ăsta Dan Voiculescu și el dobitoc așa, el mare că care pe să ne voi să plec mai devreme acasă, pe cuvântul meu, dacă mai înjurați. Dar unde eu mă jur, domnule? Și mă culc mai devreme. Domnule, cum vedeți voi asta? Stai puțin. Dar m-au zis pe mine că înjur pe cineva. Deci ei au voie să spună tot felul de minciuni la antena 1 acolo, că Becali a făcut cu adres, numai minciuni. Deci ei au voie să manipuleze lumea cu minciuni, că a făcut Becali, că a făcut aia, că a făcut-o ilegal aia. Deci ei au voie să mintă. Nu-i creștinește să înjur pe cineva. Certați dacă păi, dar eu nu sunt domnule, dar eu nu sunt domnule sfânt. Cum? Păi am spus că sunt sfânt eu. Nu, da, asta e o scuză perfectă. Ce? Am zis eu că vreau să intru în împărăția cerurilor. Nu, dar zic că... Eu vreau să intru în împărăția cerurilor. Păi și... Dar nu sunt sfânt. Dar probabil până la bătrânețe, probabil nu o să mă înjur, o să mă spovedesc, o să mă împărtășesc și mai fac și eu păcatele, mai înjur, sunt și eu om. Că dacă nu eram om și eram un călugăr, nu mai venea, puteam să fac niciun partid. Domnule Cali, și dumneavoastră l-ați pocnit pe Malonga Parfel la un moment dat. S-a scris. Păi dacă a venit și se pune întrebare mie, că când era cu Claudiu Răducanu, că a spus Claudiu Răducan bloc note, nu știu ce, și a vrut să-mi spună mie că când mă mut într-un bloc note. Mă înțeles? Păi și stai mă să-ți dau eu palmă ca să-ți vezi cum mă mut în bloc note eu. Mă înțeles? Normal. Bine, domnule, sunt ani de zile de atunci. Totuși. E altceva. Sunt eu fiecare om mai vrea să facă asociere. De-aia probabil a pus titlul ăsta becalizare, te-am zis. Se fac asociere. Atunci nu era, nu știu, când era asta? Când s-a întâmplat? Dină 7 ani de atunci. Deci nu erați un politic. Nu eram, n-aveam nicio treabă cu politic atunci. Dar asta e situația. Da,